astăzi la cel de-al 8-lea eveniment organizat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Evenimentul de astăzi a fost dedicat, este dedicat drepturilor persoanelor cu dizabilități. Astăzi ne propunem să discutăm despre drepturile juridice pe care le au persoanele cu dizabilități, despre dreptul la un loc de muncă, asistență financiară și dreptul de a accesa servicii medicale în comunitate. Zilele astea mă uitam peste strategia națională pentru persoanele cu dizabilități, strategie care înțeleg că este în perioada 2022-2027. A fost bună ziua, vă rog niște mulțumiri. Mulțumim. Strategie care spune că persoanele cu dizabilități reprezintă cam 25% din populația adultă a României, ceea ce mi se pare un procent extraordinar de mare, iar 6% dintre aceste persoane au dizabilități severe. Bineînțeles, cele mai mari greutăți pe care le întâmpină sunt greutăți locuitorii, greutăți, imposibilitatea de a vedea, dizabilitate severă, imposibilitatea de a vedea. Atunci când vorbim despre persoanele cu dizabilități, de fiecare dată ne gândim la asistența pe care o oferă statul în relația cu ei. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre un caz mai fericit și anume despre cazul celor 25 de beneficiari care au fost dezinstituționalizați de la centrul din Comănești după o viață petrecută în, aproape o viață petrecută în asistența statului, au trebuit să devină independenți, trebuie să învețe, să se integreze în comunitate. Li s-a schimbat radical viața și înțeleg că s-a schimbat și viața dumneavoastră, doamna Matei, odată cu venirea lor aici și odată cu deschiderea acestui centru. O să vă rog pe scurt să ne povestiți cum se simt beneficiarii aici și, de fapt, în ce constă viața dumneavoastră de zi cu zi în centru. E cu muzică. Ce e bună ziua! În ce primă vă urau mult venit la acest eveniment organizat de la Centrului de Zi de Bogna. Noi activitatea Centrului de Zi și totodată a celor 4 locuințe protejate a început la sfârșitul lunii iunie. Prin mutarea celor 24 de beneficiari provenind de la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești, a început o perioadă de acomodare, în cadrul căreia toate eforturile specialiștilor, pedagogilor de recuperare s-au axat pe facilitarea acestei acomodări și ușurând tranziția totodată de la viața în context instituționalizat către viața independentă, utilizarea resurselor comunității. Programele de activități care au fost derulate, au fost elaborate de către specialiștii centrului, s-au axat pe derularea de activități cu scop în stimularea abilităților de creștere a autonomiei, a independenței, atât în centru, cât și în comunitate. S-au derulat activități de incluziune socială pe parcursul acestei perioade. După cum vedeți, avem un mic montaj în cadrul căruia vă invităm să observați aceste activități. Sunt în da. E un cap colegilor mei și important. Ei sunt la un eveniment. Sunt la multe evenimente. Am încercat să spicuim împreună cu colegii ce ni s-a părut mai
Interesant. Interesant, dar exact. Se întâmplă multe. Și asta se întâmplă în Bucna. Da, ce ați văzut până acum, au fost în vizită la fostul centru de la Comănești, unde au fost, și cei de acolo i-au primit o sărbătoare a recoltei foarte frumoasă și a fost o zi petrecută împreună cu foștii colegi, cu fostele doamne. Și toată lumea s-a bucurat și a fost frumos. Aveți sala senzorială. Ați văzut și activitatea de ergoterapie, de terapie ocupațională. Deci au avut o ieșire în oraș? Au mai multe ieșiri, da. Colegii care locuiesc în Târgu Ocna, în afara orelor de program, împreună cu familia, îi însoțesc pe rezidenții de la locuințele noastre la diverse evenimente care sunt în comunitate. Și de fiecare dată se lasă cu înghețată sau cu picat în spate. Ce foarte frumos! Da, le place să danseze și cântă și dansează toată ziua și eu mă bucur să-i aud. Toți ne bucurăm să vedem așa vesel. E o mare realizare ce faceți noastră aici la centru. Este o mare muncă în spate, nu dau seama foarte bine de lucrul ăsta, dar rezultatele sunt extraordinare. Pentru că aminte de evenimentul de data trecută din septembrie la deschidere cu momentul lor artistic a fost unul nemaipomenit și mă gândeam câtă muncă e în spate să susții un asemenea eveniment și o asemenea prezentare, o asemenea prestație, pentru că... Colegii au pregătit și asta surprizează. Felicitări fetelor după aceasta am făcut acest moment. Să vă spunem că avem cu dificultăți, probleme, da? Acestea sunt depășite cu efortul de tuturor. Ei, foarte frumos. Da, așa cum spuneam, ne-am propus la evenimentul ăsta să vorbim despre toate drepturile pe care le au, sau mai puțin, să atingem măcar o parte dintre drepturile pe care le au persoanele cu dizabilități și aș vrea să vorbim un pic despre drepturile juridice pe care le au. Doamna Veronica Popa, da, bună ziua! Bună ziua! Bun găsit tuturor! Înainte de asta, la fel citeam în Strategia Națională a României, dedicată persoanelor cu dizabilități, că au făcut ei un sondaj destul de amplu cu intervievați atât de la instituțiile statului, ONG-urile care se ocupă de persoanele cu dizabilități, însuși persoanele cu dizabilități aparținate. Aparținătorilor. Și din acest sondaj ieșea că 88 dintre persoanele cu handicap din România accesează greu sau foarte greu servicii judiciare. Când citește un procent de genul ăsta, te întrebe în mare parte recunosc, eu nu știu ce drepturi judiciare aș avea și pe cine să întreb. Dacă am o problemă, sun imediat la avocatul, că am un prieten. Dar mă gândesc că ei, în cazul în care ar avea o dificultate, probabil că cu adevărat nu aș ști cui să se adreseze. Există situații în care unii dintre ei, nu toți, unii dintre ei obțin anumite moștenii, li se restricționează dreptul de a intra în posesia acestor moșteniri, pentru că așa este legea în România. Pentru unii încep procese judiciare de durată, de ani de zile, lucrurile, ei nu știu cum să se comporte, nu știu cui să se adreseze, nu știu în esență ce să ceară într-o situație dificilă. Da, așa și este, dar eu pot să vorbesc strict în ceea ce privește legea 448 și mă rezum la drepturile pe care le au beneficiare din instituționalizați în centrele noastre, implicit și în aceste locuințe de tip rezidențial. Într-adevăr, conform legilor, persoanele cu dizabilități au dreptul la asistență juridică gratuită. Ceea ce implică specialiștii din legea SPC-ului și VACO-ul de asemenea, persoanele cu dizabilități de la noi sunt asistate juridic gratuit. Cum spuneați și mai înainte, referitor la moștenii sau la orice alte procese pe care le au, ei sunt reprezentați de către colegii noștri pe care îi avem în cadrul serviciului juridic și contencios al DGSPC Bacău. De asemenea,
și acești beneficiari din aceste locuințe și colegii noștri știu, sunt reprezentați ori de câte ori și vor fi reprezentați de către noi, ori de câte ori va fi nevoie. Persoanele cu dizabilități de la nivelul OAT-urilor care nu sunt în direcție, acolo da, într-adevăr. Dar toate persoanele au dreptul la asistență juridică gratuită. Și chiar și anul acesta, ca emis legea 140, am adus aici ceva materiale, pe 2022, privind unele măsuri de ocrotire pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative, care iarăși OAT-urile trebuie să desemneze tutore, dacă nu, acesta nu există, care să-i reprezinte pe cei care au nevoie de la nivelul OAT-urilor, din comunitate. Dacă mă întorc la persoanele instituționalizate în centrele, să fie că sunt locuințe, centre rezidențiale, acestea au dreptul la asistență și sunt reprezentate juridic gratuit. Și cu orice fel de informații, se ia legătura cu tutore, cu alte rude, pentru că, într-adevăr, le rămân de la părinți moșteniri, terenuri, în care acestea trebuie să ajungă, într-un fel sau altul, ale lor. Dar fiind faptul că părinții decedează și nu lasă prin documente juridice aceste bunuri, acestor persoane care sunt instituționalizate, automat familia apare și își dorește să intre în posesia acestor bunuri sau terenuri. Dar procedura, cum se întâmplă dumneavoastră, cunoașteți problema lor beneficiară și... Noi o cunoaștem, bineînțeles, fiecare beneficiar are dosarul lui, acolo un dosar, este toată situația juridică, o cunoaștem. În momentul în care suntem contactați, suntem solicitați, atunci îi reprezentăm. Dar ei poate să aibă bunuri și rămân cu ele ale lor. Ați avut și cazuri în care beneficiarii au venit către dumneavoastră să... Bineînțeles că am avut, nu sunt multe, da? Am avut și sunt beneficiari care știu, îi reprezentăm, dar acolo, mă repet, unde nu este cazul, ei rămân cu bunurile, sunt la noi instituționalizați, dar atât timp cât nu intervine un proces, la nivel de comunitate aici este altceva, vorbesc în ceea ce ne privește, sau orice fel, altfel de proces, că sunt mai multe, sunt și care sunt condamnați. Noi avem obligația să-i reprezentăm juridic gratuit. Prin documente care se întocmesc în contracte și aici la nivel de centru. Fiecare beneficiar are întocmit contract de servicii, știe, însemnează, ia la cunoștință. Noi avem situația lui juridică la dosar. Iar dacă se ajunge, doamne ferește, la un proces de judecată, cărările judiciare le acoperă? Nu, sunt gratuite pentru beneficiari, sunt, da, și sunt reprezentați. Bineînțeles, sunt și procese de astfel, de genuri sunt, da, sunt procese. Orice altă nevoie care o au, diferite spețe. Sunt reprezentați. Deci noi primim de la toate instituțiile statului și atunci trebuie să fie reprezentat în instanță. Mulțumim tare mult pentru informările astea. Așa cum spuneam, la multe evenimente pe care le-am organizat, odată cu proiectul ăsta am aflat extrem de multe lucruri. Noi, pentru noi ca persoane. Evident, dumneavoastră recunoașteți pentru că vă confruntați, trăiți problematica asta zi de zi, iar noi care nu suntem în temă, ca să zic așa, avem mari lipsuri de comunicare. Aici, un rol important îl are OAT-ul de domiciliu al beneficiarului. Acum, prin legea 140 de anul acesta, există obligația ca OAT-ul să-i desemneze acolo unde nu există curator sau tutore, OAT-ul să identifice o persoană din familie sau din... pentru a... Deci rolul primăriei este... Este foarte mare. Este foarte mare. Pentru că
Asta este adevărul. El este ca și beneficiar la noi, în instituția noastră, noi îl ocrotim, îl îngrijim, asigurăm asistența juridică, dar o ATM de domiciliu trebuie să-i desemneze curatul sau tutore. Și aici ai avut situații de genul ăsta? Da, sigur că da. Și noi, la nivelul acestui bolnav, deja ne-am confruntat cu anumite probleme care țin de rezolvarea drepturilor juridice a acestor persoane. În special, au fost instituții diferite pensii de urmași sau asta și persoanele toate din aceste centre nu sunt decât din drepturi. Motiv pentru care sunt obligatoriu ca să fie reprezentate de cineva. În speță, chiar noi la Centrul Social aici, pe Bucna, reprezentăm mai multe persoane de la centrul de pe... Centrul de pe Bucna. S-au întâlnit documentații pentru pensie, pentru pensie de urmaș, iar acum, într-adevăr, pe legea 40, s-a referit la instituția curatele, care se face direct la noi, la Centrul Social. E mult mai ușor. Până acum se făcea numai prin instanță, deci de 10 ani, practic, era foarte greu ca să... Într-adevăr, există posibilitatea ca OAT-ul să identifice mai repede o astfel de persoană care să răspundă de... Păi, dar devine destul de greu, pentru că... Vă dați seama că de cei nu au rute până la gradul 4 pe rama asta administrativă, colegii sunt reticenți ca să se implice în așa ceva, pentru că răspund efectiv de persoana care e incapabilă și foarte greu. Sperăm să mai vină legiuitorul cu ceva completări, da, care să sprijine de-adevăr această instituție. Da, aș vrea să vorbim un pic și despre dreptul de a se angaja al persoanelor cu dizabilități. La fel citesc din strategia națională că procentul persoanelor care sunt neocupate ar fi de 88%. Dintre aceștia, cu unele dizabilități, sunt 49%. Bun, acum despre neîncadrarea în câmpul muncii în România se poate vorbi foarte mult. E o problemă dificilă și pentru persoanele apte cu educație, dar cu atât mai dificilă este situația în cadrul persoanelor cu dizabilități. Cu toții citim din Carta Convenției de la ONU despre drepturile lor, dreptul la muncă fiind pe primele poziții, dar despre cum stau lucrurile în mod real, în comunitate, o să îl rog pe domnul Laurențiu Amăriuții de la Salina Turda să ne povestească în detaliu, mai cu seamă că înțeleg că dumneavoastră au angajat de persoane cu disabilități. Da, mulțumesc pentru invitație. O precizare pe vota. Eu ce-am zis? Da. Da, în cadrul sucursalei Salina Cervocna, noi avem persoane, și am avut persoane cu dizabilități. Avem pe partea de... Avem pe partea de birouri, pe partea de contabilitate, am avut pe parte de muncitori, să zic așa. Noi fiind o firmă de producție, e un pic mai greu să putem lua persoane cu anumite dizabilități să le putem folosi în câmpul muncii, pentru că avem utilaje în mișcare, sunt de ridicat greutăți, e altă. Dar avem persoane care au ieșit la pensie cu probleme de auz, cu probleme de vorbit. Adică eu am fost și am fost deschiși chiar acum, cred că vreo lună jumătate. Am angajat o persoană cu probleme de vedere, nu vede 100%, dar are certificatul pe partea de persoană cu probleme. Ce pot să vă spun e că noi întotdeauna am fost, adică persoana, cel puțin am o persoană care are cu această problemă de dizabilitate la mână, e angajată de înainte să fiu eu angajat. Deci, în 1990 și ceva.
Deci tot timpul Sarina a fost deschisă și nu a fost un impediment dacă, din punct de vedere al calificării și a posibilităților de a munci, s-a putut adapta și a putut face față la cei dintre noastre. Ce pot să vă mai spun eu? Sunt emoționat cum știi de ce da. Păi vă spun eu despre ce să spuneți. De exemplu, când am organizat acum un an evenimentul cu toți operatorii economici din Târgu Ocna, ne-am venit să-i aducem mai mulți din comunitate, indiferent de mărimea operatorului economic, mai mari sau mai mici. Și atunci am realizat că dumneavoastră, practic, ați fi singurul operator care ați angajat persoane cu disabilități, ceilalți cumva evitând acest lucru, încercând să nu își creeze foarte mari probleme ca angajatori. Da, din punctul ăsta, după cum sunt și anumite, ca și angajator, sunt anumite, nu știu dacă să le spun, beneficii sau ce da, pe lege sunt anumite. Pentru că se primesc anumite sume de bani pe fiecare. Ca și, dacă e să ne luăm pe formă legii 448, orice instituție trebuie să aibă ca angajați un 4% din numărul de salariați pe care îl are unitatea respectivă. Iar dacă nu ai acel număr, până ajungi la acel număr, trebuie plătit o sumă lunară pe... Se plătește o sumă pentru fiecare persoană pe care îl are angajată. Dar știu că și la primărie este o persoană cu... Mai multe dată, am și la mai multe dată, dar mult mai persoană. Deci, practic, că... instituțiile statului da. Sunt exempte de bune practici. Dar și noi ne putem deja să fie ceva nou, că avem mai multe persoane cu disabilități încadrate în centrele noastre care lucrează. S-a întâmplat acest lucru și mai înainte și am facilitat. Și în continuare căutăm, identificăm acolo unde se poate persoana cu dizabilitate să facă acest lucru, să lucreze, știu, 4 ori sau mai puțin, bineînțeles, cei care își doresc. Persoanele cu dizabilități au și anumite drepturi în plus față de cele normale, adică au ca număr de zile de concediu în plus, au ca, nu știu, sunt scutite de impozite, adică sunt niște avantaje pe care și ca angajator, dar și din timp, persoana respectivă poate beneficia. Acum, important este să dorești să, în principiu, cred că să ai posibilitatea tu, ca angajator, prin activitatea pe care o ai, să poți oferi aceste lucruri de muncă. Corect. Să nu fii... Și să găsești locul potrivit. Să găsești locul potrivit, astfel încât să poate să cauză un instant de sub. Dar mai sunt, știu că mai sunt acele instituții care au, sau cum să spun, unde lucrează doar persoane cu dizabilități și cu care noi, ca instituții celelalte, putem colabora. Unități protejate. Da, unități protejate. Numai că am citit și acolo, sunt anumite instituții care... Sunt doar de fațadă. Sunt doar de fațadă, iau anumite servicii prin ei și de dar... Celorlalți, am înțeles, practic, cred că și prin aceste instituții putem încuraja, pentru că dacă celelalte activități, celelalte firme pot achiziționa de la aceste firme servicii, obiecte, sau deschide fiecare ce fac, cred că în felul ăsta ar putea fi angajate mai multe persoane. Că sunt anumite avantaje pe care le-au. Adică, dumneavoastră spuneți să se încurajeze dezvoltarea acestor unități, da, astfel încât eu, ca firmă, să pot, de la acea unitate, să iau un serviciu, să beneficieze de un serviciu pe care îl pot oferi sau anumite, nu știu, sunt obiecte, sau cele anume... Da, sunt foarte puține astfel de a căuta și noi să achiziționăm. Aici aș putea interveni. Da, da, un pic mai tare. Da, eu lucrez în cadrul biroului de achiziții publice la protecția copilului și pot să vă spun sigur că și societățile care sunt și unități protejate, cei care au angajate persoane cu dizabilități,
au mult mai multe șanse să câștige o licitație, da, publică, o instituție publică, dacă au acel atestat, cred că se numește. E un document. Da, da, e un document care îl luați de la o instituție a statului prin faptul că aveți persoane cu dizabilități angajate. Iar instituția care semnează contractul dumneavoastră beneficiază la rândul ei de cum să zic, își reduce din penalizarea aia care ați spus-o dumneavoastră la început. Da, da, se reduce. Da? Și factura se reduce cu 40%. Adică e un beneficiu și asta. Și sunt multe societăți care nu știu lucrul ăsta pentru că nu se mediatizează și mulți care fac acest lucru sunt cei care se interesează singuri, adică pentru că nu găsești informația în media, nu găsești, trebuie să duci la primării, la agenții. Da, da, e greu, e foarte greu de obținut acel atestat de unitate protejată, dar odată ce îl obții și urmărești licitațiile care au acest criteriu de calificare pentru unități protejate, sunt șanse mult mai mari să câștigați licitații, să semnați contracte cu instituții și așa mai departe. Important e ca persoana cu dizabilitate să facă parte din procesul acela de producție, dacă e producție, sau de serviciu, dacă prestează un serviciu, care se vine contractul respectiv. Asta cum aveți salina și vindeți sare, da, bine, e un pic mai așa. Noi, da, fiind sucursală, aparținând de SNS, adică prin ei tot ce se poate face, celor dinamați din cetații și astea, ei au personalitate juridică și nu pot face acest încheia licitații sau nu știu dacă... Da, da, dumneavoastră, ca punct de lucru, dacă aveți atestat, nu știu dacă l-aveți dumneavoastră sau cei... Nu știu dacă... Înseamnă că, la, dar și ca sucursală, cred că l-aveți, că doar aveți un cui separat. Da, e asta. Da. Adică, dacă... Da, ba, da, că dacă aveți... Nu, sunt destul de lucru, trebuie da, să da. Nu, mă refer la acela testat, nu știu dacă avem sau... Dezvolterea noastră a luat avânt, că avem două întrebări, ca să zic așa. Da, doamna Buceacă, vă rog. Gândindu-mă la ce a spus dumneavoastră și la structura asta pe care o aveți acolo, mă refer la tipul și mă întrebam, colegii noștri rezidenți la locuințele protejate, sunt în categoria bolnavilor neuropsihici, adică majoritatea au acest diagnostic de oligofrenie. Adică, pe scurt așa, capacitatea lor de înțelegere și de adaptare la mediu e mai dificilă. Cu toate astea, sunt unii dintre ei care au potențial de integrare pe piața muncii. Avem chiar un coleg care are o capacitate de muncă, adică forță brută, știți? Și are și capacitatea de a înțelege sarcini simple. Pentru că ce ne-am lovit noi a fost o preocupare reală a angajatorului, care dacă angajează o persoană, vrea să scoată și profit, pentru că el în spate, pe lângă aceste facilități fiscale, care sunt într-adevăr pe hârtie, dar nu sunt chiar așa de simplu de pus, cum spunea și colega mea de la achiziții, chiar de pus în practică, ei urmăresc profitul. Și ei, temerea lor este că aceste persoane nu pot face față regimului de muncă. Cu toate astea, noi avem astfel de persoane. Întrebarea mea era, în structura dumneavoastră ați vedea integrată o persoană cu acest diagnostic? Adică am putea face niște pași împreună în această direcție? Pentru că eu am în minte o persoană care cred că s-ar descurca cel puțin la nivelul ăsta. Din punct la primă, cred că da, în primul rând ar trebui văzut dacă. V-am zis, da, noi acolo avem niște utilaje de mișcare. Există un... cum să spun? Un utilaj. Nu? Un utilaj. Nu, bine, nu neapărat la... Există, sunt persoane care ambalează pungi în sac. Așa, da. Dar la cele... Acele pungi vin pe o bandă, rulantă, da? Și trebuie să ai un pic de dexteritate, viteză, să poți să numere pungile, pentru că într-un sac sunt 25 de pungi, da, de un kilogram, trebuie să poți să, ca să ai capacitate, dacă
persoana respectivă are această capacitate să numere, să țină minte că aici sunt 25, trebuie tras la bine în sacul celălalt, luat sacul puste. Adică, pe palet și așa. Da, trebuie văzut dacă, din punctul ăsta de vedere, are această capacitate. Dar nu există o problemă în a se încurca, pentru că e un pic, vă dați seama, sunt 4 mașini, fiecare mașină e cu omul lui. Să poți să stea, să ducă sacul, să-l pare, să le aici, să-l pună partea altă. De asta vă spun. Nu știu exact care este capabilitatea lui de a putea face aceste lucruri. L-am ambalat saci pe paleți. Tot la fel. Vin saci pe bandă într-un anumit ritm. El trebuie în ritmul respectiv cum vin saci să poată lua, să-l pună pe palet, să-i așeze cât trebuie și ăștia trebuie așa să-l pună anumit. Ordine ca să nu se răstoarne. Sunt multe variabile aici care momentan... Ar fi făcut o probă în final. Da, da, da. Am făcut probe pe tafă. O să vorbim un pic mai încolo și de modul de integrare piața muncii și o să povestim despre ce probe facem. Dar acum că mi-a stat o temă pentru acasă, am să mă gândesc. Și am să testez și tipul acesta de capabilitate cu numărat, cu rapiditate. Exact. Cum? Exerțăm mult cu ei. Da, nu aș vrea să... Da, în principiu, dacă ar avea această capabilitate, în principiu nu ar fi o problemă. Dar am zis, există un pic de... că nu putem să... Păi sigur că eu știu, angajatorul, da, și trebuie un profit acolo, adică. Nu trebuie să muncească ca să-și câștige. Exact. Da. Da. Ok, mulțumesc. Dar, m-am zis, în funcție de ce poate... Mesajul pozitiv. Ce... Da, nu, în principiu nu e o problemă. Eu vreau să întreb pe domnul Măriței ceva ce nu ține neapărat de loc de muncă, ci de încadrarea muncă, ci de baza turistică. Și știm că vin persoane cu dizabilități și ne spuneți un pic care ar fi facilitățile sau accesul, cum este înlesnit pentru ei. Noi colaborăm cu o fundație din Imagine Health din țară și de multe ori ne-am oferit să oferim intrări în salină pentru cei cu dizabilități. Mă refer mai ales la tineri cu boli cronice care au certificat de handicap și nu prea știm cum să le zicem. Pot urca în autobuz, sunt rampe, prețul, dacă, nu știu, au niște scaune. Prețul, din păcate, nu pot ajuta, pentru că nu sunt de partea asta, nu știu exact care sunt, din punct de vedere al prețului și care este... În ce știu, nu se reduce la lucru. Da, ce știu, reduse pentru persoane. Nu sunt. Noi am plătit... Unele muzee au plătit pentru persoane cu handicap cinematografe. Unele muzee. Adică, în bază, se intră pe zi, nu știu care e bază, 1.000, 2.000 de oameni? Nu sunt suficient. Adică, la 2.000 de oameni, dacă nu știu, aducat 10 persoane cu dizabilități grafic, până la urmă, da, sunt foarte subiectiv. Nu cred că ar fi ele. Dar trebuie să spune la nivel, da, probabil. Exact. Și aici putea fi și accesul. Aici trebuie discutat în primul rând cu domnul director și pot face anumite, da, se discute și cum se ajunge la înțelegere. Din punct de vedere al accesului, pot, la autobuzele noastre sunt prevăzute că după acea rată de așa, se poate intra pe o altă parte în incinta bazei de unde se poate pleca autobuzul. Jos în bază se poate merge cu căruțul, nu este nicio problemă. Mai ceva, din punctul de vedere financiar, dacă care sunt reducerile sau pe asta, nu vă putea toată lucrul este domeniul meu și nu aș putea să-mi dau un răspuns. Dar puteți veni la noi, discutați cu domnul director și... Da, există rampe la autobuzele de pe locul scaunului? Deci, dumneavoastră, probabil, v-ați adaptat aplicarea la una... Nu suntem, mai e de muncă mult, pentru că unde este achiziția biletelor, este un pic dificil, este dificil accesul și este cam dificil să facem rampa acolo, pentru că în plan este montarea acelui magazin de bilete la partier ca să nu mai fie probleme. În plan sunt multe, de făcut niște scări de un lift, adică pe viitor sunt luate în considerare și lucrurile astea, dar
Momentan, da, din punctul de vedere, singura chestie este că nu se coboară pe, nu se coboară normal, se pe partea de parte, de poartă, da. Ei, asta probabil e un subiect, un proiect prin. Da. Pentru că e vorba de investiții și de aici, da. E vorba despre niște sume suficiente, sume mari de bani. Aș vrea mai departe să trecem către dreptul de a accesa servicii medicale în comunitate. Pregătind evenimentul ăsta, eram sigură că în Târgu Ocna există un spital municipal unde se pot adresa oamenii cu probleme de sănătate, dar problemele nu stau așa. Dacă cineva are o problemă de sănătate, trebuie să se adreseze la spitalul municipal. Serviciile pentru pacienții cu handicap, cu afectivități. Urmărim ca asistent social să respectăm drepturile, beneficiază de tratament gratuit în ambulatoriu, referate medicale pentru dosare de la protecția copilului, degeasă pe ceva. Un pic mai tare, doamna Orica. Da. Un pic mai tare, că cu auditi e foarte greu. De da. Și conform contractului cadru, beneficiază de toate serviciile și utilitățile spitalului Ești. Fără discriminare, colaborăm foarte bine și cu unitățile, toate unitățile din raza Bacaului și nu numai. Nici nu cunoșteam cu domnul Sirotie, acum mi-am dat seama că stăm cu el, sau domnul Moscu, bine că cred că am colaborat cu toți, da. Nici nu mai știu cum îi cheamă, în schimb am rezolvat și pe timpul pandemiei toate problemele medico-sociale care au fost, fără să încălcăm drepturile persoanelor, cu dizabilități foarte multe au fost de la căminul de acolo și să respectăm și drepturile pacientului. Să nu fie încălcate, suntem un fel de jandarmi printre o armată de medici. Da, o să vă rog să ne povestiți foarte pe scurt ce discipline aveți la spitalul. Avem multe specialități, cum mă spuneți. Specialități. Avem, începând cu partea medicală. Deci avem psihiatrie. Neurochirurgie, îngrijiri paliative, oncologie, maternitate, ginecologie, noi născuți, boli infecțioase. Chirurgie, nu mai spunem ortopedie, de care se recterară medicală respiratorie, ci recterară ortopedică. De acolo cred că vin foarte multe cazuri la Bacău. Deci împreună cu medicii facilităm referate medicale, într-un moment în familie, că de multe ori aparținătorii sunt mai greu de sfătuit, că ei săraci nu știu unde să apuce, ce trebuie, ce protezare, ce gratuități au. Este foarte greu, încă chiar mai discutam cu domnul Leger, mai trebuie un asistent social, că singur pe tot spitalul. Și e greu. Adică este foarte diversă activitatea. Dar, în schimb, colaborarea este foarte bună. Ce vreau eu să mă întreb, de exemplu, la specialitatea de pediatrie, aveți cumva o colaborare mai strânsă cu Ministerul Sănătății în sensul în care un medic pediatru, dacă depistează de la o vârstă de 3 ani o anumită disabilitate, cum se întâmplă după aia pentru un părinte? Avem un copil are o problemă. Deci transmitem către DSP tot toate problemele medicale care apar. Apar, de exemplu, o hepatită, o dizabilitate, mai nou avem și genetică, îndrumăm către cabinetul de genetică. Cei de la genetică, la fel, îi evaluează, îi trimite mai departe. Colaborarea este foarte bună și la noi născuți am avut cazul, transmite la Iași, de la Iași, deci dificultăți fel de fel, sau către Asociația Lumina, unde sunt copii cu fel de fel de probleme. Colaborarea e foarte, foarte bună, cred că altfel ieșeam la pensie de muncă. Și comisiile medicale se întâlnesc la dumneavoastră la spital? În funcție de adresa domiciliului beneficiarului. O parte de aici merg spre Onești, o parte merg spre noi, avem chiar în spital o comisie, ca după ce trec pragul ăsta, ajung la Bacău, la se colaborează foarte bine și cu asistenții sociali din primărie, că n-ai încotro, trebuie să-l scoți la capăt, cu preotul, da? Domnule părinte,
câteva mani cu dumneavoastră am discutat și, practic, informația asta de la dumneavoastră o știm. Că în comunitate nu există un spital orășenesc. Dumneavoastră la penitenciar, eu credeam că spitalul penitenciar are toate aceste specializări, iar oamenii din comunitate pot veni la spital atunci când au nevoie medicală, dar lucrurile nu sunt așa. Ne-am fi bucurat și noi. Astăzi sunt în calitate de purtător de cuvânt al unității. Dumneavoastră intenționat să vorbiți cu directoarea noastră medicală, care din păcate n-a putut veni mai delicat pe mine. M-aș fi bucurat și eu, ca beneficiar acolo al activităților desfășurate de către noi, să fi avut o paletă mai largă și o adresabilitate mai largă, dedicată și concetățenilor noștri, dar și celor cu probleme speciale, așa cum sunt cei de azi. Există și suntem parte din diverse strategii naționale, fie de reintegrare, fie de reducerea discriminării. Noi avem destul de limitată paleta medicală. Suntem un spital dedicat bolnavilor de tuberculoză. Mai nou de câțiva ani suntem îndreptați și către cei care sunt bolnavi HIV-SIDA. Au virusul și au și boala. Și bolile cronice. Există un număr redus totuși de doctori, cabinete medicale mai multe, dar un număr redus de doctori. În schimb, ce pot să vă spun ca perspectivă de viitor e faptul că avem trei medici la rezidențiat. Noi sperăm să aleagă să vină, deocamdată sunt la nivelul Spitalului Universitar de București, să vină în provincie, să vină în rândul nostru, în mijlocul nostru, să întărească cumva colectivul și, bineînțeles, venind de acolo, să aducă o plus valoare și pentru deținuți, dar și pentru comunitatea din care facem parte. Ca și deținuți, avem și noi probleme cu grade diferite de handicap sau, știu, de probleme locomotorii sau chiar și în urma consumului de droguri sau abuzului de medicamente. Noi ne-am descurcat acolo la nivel local, dar tot așa în colaborare strânsă cu penitenciare, cu spitale, numai penitenciare din cap, cu spitale și Moinești, da, avem o colaborare și noi foarte strânsă și fructoasă, dar am probat în ani, în timp, și cu Oneștiu, dar și cu Spitalul Oneștiu. Și chiar și astăzi au fost trimiși la analize diverse medicale și la evaluări medicale la Spitalul Oneștiu. Bine, ne-am fi bucurat și a fi fost mai practic să fie ceva la nivelul orașului nostru, dar noi ne dorim ca pe viitor specialiștii noștri din punct de vedere medical, că avem laboratoare și specialiști pe probleme de tuberculoză sau pneumo, dar și legate de diferite, eu știu, medic care de interne, sau medic, deși, să știți, noi avem contracte de prestări servicii cu cei din comunitate, cu persoane aflate la pensie, mă refer dintre doctori, care vin și ne ajută pe noi momentan, dar sperăm ca pe viitor să putem pune și noi la dispoziție, eu știu, cabinetele noastre pentru comunitatea din care facem parte. Asta ar fi speranța noastră și dorința noastră de viitor. Dar pentru a crea un ambulatoriu la nivelul spitalului penitenciar, trebuie să deschideți dialogul cu Ministerul Sănătății? Cu Ministerul Sănătății. Noi suntem în prim proces de reacreditare a serviciilor medicale pe care le oferim. Am obținut acreditarea în urmă cu 5 ani, la anul expiră și trebuie reînnoită. S-au făcut îmbunătățiri substanțiale în ultima perioadă și urmează și celelalte. Și unul dintre itemii pe care avem noi acolo de atins ar fi tocmai această deschidere către comunitatea din care facem parte. Fie că e vorba de rude, de prieteni, de toți cei apropiați, asta mă refer la impactul imediat, dar mai, atât mai mult față de cei aflați în dificultate, care nu se pot reprezenta singuri, care au mici probleme pe care am putea ajuta. Din păcate, nu avem medic, psihiatru poate le-ar ajuta mai mult, dar pe anumite, eu știu, afecțiuni, i-am putea și ne ajuta. Fie că e vorba de laborator, investigații de laborator, fie, eu știu, legate de probleme la aparatul respirator sau, eu știu, medicații. Încercăm să ajutăm să fim și noi de folos. Sper că viitor să ne și iasă.
Exact. Este foarte important. Accesarea serviciilor medicale este extrem de importantă pentru toată lumea. Importantă și pentru oamenii care nu au absolut nicio dizabilitate, dar mai ales pentru persoanele cu probleme, cărora le-ar fi extraordinar, le este extraordinar de greu să se deplaseze fie la Oamenești, fie la Măinești. De asta, dacă s-ar rezolva lucrurile, ar fi, pe plan local, ar fi un mare lucru și un mare câștig pentru comunitate, în primul rând. În final, făcând o sinteză așa, referitoare la drepturile persoanelor cu disabilități, aș vrea să mă rog foarte mult pe doamna Bucioacă să ne povestească despre rolul serviciilor sociale, rolul lor pentru a evita instituționalizarea sau reinstituționalizarea persoanelor cu probleme, persoanelor cu dificultăți în sistemul de stat. Eu îmi trebuie să... Un pic diferită prezentarea. Un pic diferită prezentarea, facem un pic pregătită pentru final un moment frumos, sperăm să-l și facem, dar o să încerc să spun la ce nu vin. Ce se oferă aici, în acest spațiu, pentru că e această confuzie tot timpul. Se confundă cu centrul de dincolo de îngrijire, ce este acesta centru de zi, locuințele protejate, noi avem și servicii de asistență și suport, și APP, deci așa un conglomerat. E foarte greu pentru comunitate să înțeleagă distinția și necesitatea atâtor servicii. Da. Eu mă bucur că direcția a făcut un astfel de proiect să ofere servicii cât mai complexe. Pentru că centrul de zi se adresează comunității în ansamblu, nu doar beneficiarilor care se află sub, să spunem așa, umbrela și îngrijirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Oamenii din comunitate pot veni așa aici. Noi avem o colaborare cu Serviciul de Asistență Socială din Târgu Ocna. Domnii sunt aici, domnul Moscu și colegele dumnealui. Din păcate, nu știu cum se numesc doamnele, îmi cer scuze. Și împreună acum încercăm să punem bazele ca și din comunitate să vină pentru început un număr de 30 de persoane. E adevărat, suntem la început de drum, abia s-a deschis de 3 luni, până am învățat și noi cum stau lucrurile, până s-au adaptat și colegii noștri rezidenți la locuințele protejate. Nu a fost posibilă să începem și colaborarea cu comunitatea totul odată. Este greu. Dar de acum încolo sunt convinsă că până la finalul anului vom avea și persoane participante la serviciile pe care noi le oferim aici, pentru că sunt servicii foarte complexe. Pe lângă partea de asistență socială, pe lângă consilierea psihologică, avem kinetoterapie, este, după aceea puteți să mergeți să vizitați, este un cabinet foarte frumos. Avem aici pe colegele minunate care se ocupă de ergoterapie, ajută-mă, de terapie ocupațională, de emoție mai și uite. Avem pedagog de recuperare chiar aici în centru. Ca să înțeleg foarte clar, iertați-mă că vă întreb. Sunt părinte unui adolescent de 14-15. Se adresează doar adulților. Ok. Sunt părinte unui tânăr de 18-19 ani, da, care are anumite deficiențe, dar nu are certificat de dizabilitate. Și locuiesc în Târgu Ocna. Deci eu, ca părinte, pot să îmi aduc copilul la dumneavoastră și el aici să se integreze în diverse activități pe care le faceți cu ceilalți beneficiari? Deocamdată doar pentru cei cu certificat de dizabilitate. Okay. Ce pot eu să fac asistent social este să consiliez familia pentru obținerea acestui certificat de dizabilitate. Am înțeles. Asta pot eu să fac. Deocamdată regulile sunt acestea. Știți? Dar vă pot spune că din discuția cu domnul Moscu pe raza OATE Târgu Ocna sunt peste 200 de persoane cu disabilități diverse, că noi acum, în deschiderea către comunitate, nu ne referim doar la neuropsihici. Într-adevăr, serviciile oferite de direcție aici, în sensul de servicii care presupun și rezidență, cum sunt locuințele maxim protejate, sunt pentru persoana neuropsihică.
Sunt 24, i-ați cunoscut și data trecută, o să aveți ocazia să-i vedeți și astăzi într-un moment drăguț care vi l-au pregătit. Tot ce, dacă ați observat când ați intrat în sală, toate aceste lucruri frumoase sunt făcute de ei sub îndrumarea colegilor mele. Felicitări! Da, merită! Toate felicitările. Mai avem pe cei 5 la asistenții personal profesioniști, avem și aici 3 asistenți personal profesioniști, pentru că colegii noștri sunt implicați în activități acum, sunt pedagogii de recuperare, pentru că și la căsuțe există, fiecare căsuță are un pedagog de recuperare și dacă nu greșesc, prin rotație, nu? Câte o casă este cineva în jos, că sunt 4 căsuțe ca să se ajute. Asta putem să facem noi ca instituția statului pentru a ajuta persoana să nu fie instituționalizată în cazul în care a ajuns înapoi în familie, deci să evităm reinstituționalizarea, sau în cazul în care nu există o familie sau o comunitate care să preia, ei rămân instituționalizați, pentru că și locuința maxim protejată, tot asta este, dar în altă formă. Pentru că dacă o să mergeți și o să vedeți, este o căsuță elegantă, sunt 6 camere, fiecare beneficiar are camera lui și o personalizează cum dorește. Sunt și niște condiții foarte... Da, e un mediu total diferit. Da, este un mediu total diferit. Se merge pe ideea de familie, de aceea este un pedagog de recuperare care îi ajută și așa, după posibilitățile fiecăruia. Se întrebe... Da, să facă curățenie cât se poate, să participe la curățat legume, la tocat, unde are această capacitate, care nu are incisor. Și așa mai departe. Deci, plus toate celelalte activități de socializare pe care noi aici stăm, cred că din punctul meu de vedere, care am alte așteptări și alte dorințe pentru ei, mai greu, pentru că e dificil. Suntem într-o zonă unde accesul la, nu știu, un teatru, un film, e mai greu. Presupune niște resurse, deocamdată ele sunt, dar mai greu. Dar colegele mele se uită când apare o activitate în Târgu Ocna, v-am spus, ele de regulă sunt seara sau în weekend, își iau din timpul lor, nu s-a pus niciodată problema că eu nu sunt în timpul programului. Da? Merg împreună cu familia lor și cu colegii noștri de la căsuțe și pe noi ne-așa le spun, mie îmi place să spun locuință maxim protejată, căsuță sună mai ca acasă. Apropo de excursii, părintele Vădouă nu ne spunea că are un proiect. În zilele următoare se meargă o echipă extinsă și invită și beneficiarii, inclusiv din cerul dumneavoastră, la mănăstirile din județul Neamț. Dar aici e necesară și o susținere financiară micuță pe fiecare participant, dacă reușiți împreună cu direcția să-i ajutați acest. Eu vreau să-i duc la această expoziție frumoasă de la Iași, de la Grădina Botanică. Chiar am început să facem demersuri cu domnul primar de aici, cu colegele mele de la Bacău, nu am să vorbim de treabă foarte proaspătă. Până pe 20 noiembrie când este, sperăm să găsim niște mijloace de transport, atât ne trebuie, că intrare gratuită, și să mergem să vedem acele minunății pe care le oferă Dumnezeu, florile, și așa, încercăm. Deci orice oportunitate apare cu resursele pe care le avem, pentru că aici a fost o investiție foarte mare și nu e ca și cum... Nu am vrea. E sacul fără fund, așa, nu am vrea. E greu, știți, adică trebuie să avem un pic de răbdare, să amortizeze niște costuri, e mai dificil ca orice început. Da, echipa e minunată și avem și susținerea colegilor de la Bacău și atunci împreună zicem noi că faci multe. Mergem înainte. Înainte că nu avem o vorbă, înainte că înapoi nu se poate. Putem să facem asta, dar eu aș vrea să facem acel exercițiu. Bine, pregătisem un pic și despre prezentarea pe piața muncii. Am vrea să vă facem ceva drăguț despre multe s-a vorbit. Împreună cu colega mea, asistentă medicală, noi avem un grup de suport mică, care se numește Educația pentru Sănătate, unde încercăm să facem lucrurile altfel. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, să ne întâlnim, să stăm la masă și să vorbim, nu prea merge, ei se plictisesc repede. Și atunci am făcut o treabă, doamna care m-a rugat să o arăt și dumneavoastră,
un joc de rol, da, în care fiecare își asumă un rol. Da, da, unul este medicul, celălalt este pacientul. Sper să mă și descurc cu tehnica. Ia să vedem. Mai puțin, mai din acest moment.
vrea cum se aplaudă. Da, mă rog, cam așa se desfășoară grupurile de suport. Încercăm să le facem cât mai animat, cu putință, cu un joc de tipul celor care să facem acum împreună, un joc de rol. Ei sunt foarte conștienți de problemele pe care le au, numai că este foarte greu, ca și noi, să fim realiști. Oare cu ușurință ne putem lăsa de cafea de dimineață, chiar dacă știm că ne face rău? Am niște dubii că reușim chiar așa de repede. Noi le cerem uneori cam mult, în sensul că am vrea să respecte toate normativele medicului. Colega mea, asistentă medicală, nu știu unde este, probabil că este pe la căsuțe. Ea insistă zilnic, face ture la fiecare căsuță, îi supraveghează ce mănâncă, ce bea. Câteodată e greu pentru ei și noi îi înțelegem și încercăm cumva să-i ajutăm și în felul acesta să dezvolte abilități de viață sănătoasă. Mulțumesc! Acum eu o să vă rog să puneți mapele undeva pe scaun. Ne jucă. Da. Era mai bine afară, dar eu v-am adus un zar. Acum o să rog fiecare persoană să dea cu zarul, dacă se poate. Și numărul care este, o să tragă un bilet din aceste cutii galbene, numărul 1, o să am nevoie de ajutorul colegelor mele. Și toată lumea, da, acum am pregătit 26 de bilețele până terminăm biletele. Mă ajutați? Când se trage unul, merge în colega mea, când se trage doi, vin eu, trei, cine mă mai ajută? Mona. Patru, o să rog și pe doamna Lenuța. Așa, și eu cu 5 și 6. O să vă rog. Sper să vă rog peste nimic. Ce număr a căzut? Mai dat. Trei. Cine era trei? Ramona era trei. Și o să vă rog să-l desfaceți și să-l citiți. Ce scrie? Integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca toți ceilalți membri ai societății. Deci, eu am pus aici niște drepturi. Așa. Rugămintea mea este să păstrați bilețelul. Asta este un drept. Da, este un drept. Să păstrați bilețelul și să vă gândiți în viața dumneavoastră privată și la locul de muncă, ce puteți face dumneavoastră personal pentru a respecta acest drept? O să vedeți că majoritatea se aplică tuturor persoanelor, nu neapărat celor cu dizabilități. Sora Gabriela? 2. 2 era doamna Lența? Doamna este asistent personal profesional. Deci cu astea plecăm acasă. Cu astea plecați acasă. Adaptare. Procesul de transformare a mediului fizic și informațional a produselor sau sistemelor pentru a le face disponibile și persoanelor cu handicap. Avem drepturi și definiții, pentru că de multe ori vrem să facem lucruri, dar de fapt nu știm ce anume reprezintă ceea ce avem de făcut. Doamna, nu știu cum vă zic. Cristiana. 6. Yes! Magicul 6. Vă rog. O să rog pe doamna Peicaz să se ridice de acolo și să vină aici să dea cu zarul. Egalizarea șanselor. Procesul de încarcă. Da. Diferite structuri sociale și de mediu, infrastructura, serviciile, activitățile informative sau documentare devin disponibile și persoanelor cu handicap. Am botezat-o pe doamna. Doamna este de la primăria din Iisus, o colaboratoare veche. Numărul 1! Solidaritate socială. Solidaritate socială. Doamna Nicoleta? Daniela, iarăși, da, asta că nu am mai fost pe la o de mult, se vede,
societăților cu handicap. 6. Ador. Facem asta până terminăm biletele de. Prestația socială lunară reprezentă sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de șanse, asigurarea unei vieți autonome și organizarea incluziunilor sociale. Părinte, din mai departe, reușit pe evenimentul ăsta să vorbim despre asistența financiară, dreptul la asistență financiară pe care luăm persoanele cu handicap, dar sperăm să fie subiectul unui viitor eveniment. Și să avem și pe reprezentanții așteptiți ca să vă vizionați. Tot 6, wow, numărul norocos, da? Vă să rog pe domnul. Ce text fizic aveți voi? Da, da, e o definiție. La dizabilitate, în termenul generic pentru afectări sau deficiențe, limitări de activitate, restricții de participare, definite conform clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și sănătății, adoptate și aprobate de Organizația Mondială a Sănătății și care relevă aspectul negativ al interacțiunii individ-context. Da, e un pic mai complex. 1. Dacă terminăm bilețelele de la un număr, o să luăm bilețele de la numărul următor. Da? 3. Ramona? Subsidiaritatea. Tare, vă rog. Subsidiaritatea. Subsidiaritatea este un principiu foarte important. Și așa, ca să-l dăm o definiție foarte scurtă, se referă la faptul că persoana trebuie să se aștepte sine, după aceea să apeleze la familie, la comunitate, statul, fiind ultima plasă de siguranță. Este un principiu așa foarte complicat, dar să zicem că ăsta este un mod foarte simplist care am învățat eu la facultate de expunerea acestui principiu. Abordarea centrată pe persoană, comunitarea de familie. Minunat, părinte? Iar de nimeni nu primește 5, 4, 4 în sfârșit. Avem și verde. Interesul persoanei cu handicap. Da. Da. Deci trebuie să urmărim interesul persoanei cu handicap, doamna? Tot 6! Tot 6, tot la doamna. 6 este cumva numărul magic. Integrare socială, procesul de interacțiune dintre sau grup și mediul social, prin intermediul căruia se realizează o deținere de sincronare a stărților. Acces neînțit al persoanei cu handicap, accesul fără limitări sau restricții la fizic, internațional și comunitațional. Abordare integrată. Ei, îi se potrivește domnului Moscu. Asta trebuie să facă un mate. Și rog și pe cei de pe margine. 5. 4. Responsabilitatea comunității. Bravo, foarte frumos. Asta vedem cea transferită. Parteneriat. Foarte frumos, mai Mai avem aici două doamne Alegerea alternativei cele mai puțin de restrictive, determinarea sprijinului și asistenței necesare. 3. Ramona, ai terminat pe 3? Da, îi dau pe 6 doamne. Da.
doamna este de la grădință educatoare. Așa. Și accesibilitate. Ansamblul de măsuri și lucruri de adaptare a mediului fizic, precum și a mediului informațional și comunicațional, conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinirea obligațiilor persoanelor cu handicap în societate. Libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vie, în baza principiilor și formelor de suport pe care judecătorii beneficiază. Bună ziua! Bună ziua! Să încep cu poezie. Cum trece timpul? O toamnă ce vine și trece mereu, așa e în tine și sufletul tău. Așa este viața, o frunză în zbor, o haltă, o gară, iar tu călător. O toamnă frumoasă cu cerul senin, o toamnă de lacrimi, de plâns și suspin. O toamnă de cântec cu zâmbet curat, depinde de tine, de ce ai semănat. O toamnă cu ceață, o toamnă cu ploi, așa e adesea și sufletul noi. O toamnă bogată sau poate că nu, depinde de tine, așa ești și tu. E toamnă, iar frunzele cad la pământ. Azi, grengile goale, bătute-ți de vânt. O toamnă ce vine și trece mereu, iar noi suntem frunze în mâinile lui Dumnezeu. Frunza, dintr-un mugur cât un gram, a ieșit mândră pe ram. Crudă, netedă, lucioasă, frunză verde și frumoasă, toată vara călduroasă, ofer umbră-ți răcoroasă, ești podoabă pentru pom, încântare pentru om. După prima zi cu brumă, ai o pată de rugină, ce tot crește și tot crește, până când se omfilește. Iar când vântul s-a întestit, de pe ram te-a deslipit și te poartă în cetișor la pământ, formând covor. Bravo. Toamnă, vânt de toamnă, s-a pornit așa deodată, vântul toamnei să tot bată, să lejine cregile, să usuce frunzele. S-au copt toate fructele, gutui, nuci și pere, struguri, prune, mere, toate noi le-am adunat să le avem pentru iernat.
Ei, hai, hai, că așa-i te numi, ei, hai, hai, să mă trebuie de eu.
Doamne ajută! Felicitări! Noi vă mulțumim frumos că ați venit în vizită. O zi bună! Vă mulțumesc! Nu la toată lumea vă doresc, vă împătrăiază copiii. Să rămână părinții, să rămână părinții. Doamne ajută! Să rămână pe care sperăm să...